Pompierii din Nisporeni vor ajunge mai repede la incendii. Cel puțin așa au promis ei când au primit o autospecială modernă donată de scoțieni. Cu ocazia donației, pompierii din Nisporeni au făcut o simulare de salvare a mai multor persoane victime ale accidentelor rutiere. Este important să fie stabilite zonele de lucru. Prima zonă este cea din jurul fiecărui vehicul implicat în accident. Cele 4 mașini pentru pompieri vor fi transmise în gestiune raioanelor Nisporeni, Telenești, Don Dușeni și Soroca, iar cele 2 ambulanțe vor fi utilizate de echipajele SMURD din Bălți și Chișinău. Am spus și anterior, Ministerul Afacerilor Interne a pus o sarcină foarte clară pentru noi înșine. În maxim 15 minute, pompierii și salvatorii, dar și poliția, să ajungă în orice loc unde au fost solicitați. Și aceste realizări nu ar fi fost posibile fără ajutorul pe care îl primim din exterior. Pe parcursul a 5 ani de zile am reușit să aducem în țara noastră, cu ajutorul lor, evident, 18 mașini de intervenție în situații excepționale și la incendii. Deci, evident, odată cu dotarea cu aceste automobile, efectivul serviciul protecției civile situațiilor excepționale, cetățenii țării noastre sunt în siguranță. Intervențiile sunt calitative. Timpul de răspuns a devenit unul mai scurt și mai calitativ. Valoarea de bază în cadrul unei societăți democratice este viața cetățeanului, securitatea cetățeanului. Ceea ce am văzut noi astăzi este tocmai o confirmare că bravii noștri angajați, pompieri și salvatori, își riscă în fiecare zi viața. Dar în condițiile încă care nu corespund cerințelor zilei. Evenimentul a fost urmărit și de locuitorii orașului Nisporeni. Totodată, pompierii au primit și echipamente speciale. De asemenea, cei de la situații excepționale au fost instruiți de către scoțieni timp de o săptămână. Costul donației pompierilor scoțieni se ridică la 270.000 de euro.